Să meargă într-un lan de porumb, să sperie ciorile. Iată cum a fost apostolfată doamna Raluca Turcan, ministrul muncii, în cursul celei mai ample mișcări vendicative din ultima vreme. O mișcare cu totul și cu totul neașteptată, petrecută imediat după instalarea noului guvern. Oricât de multe antipatii ar strâni doamna Raluca Turcan, Asemenea expresii sunt de neadmis, cu atât mai mult cu cât avem de-a face cu singura femeie din guvern.